Detectiv în acțiune. O resursă pentru clasa pregătitoare. Astăzi ne vom juca de detectivii. Pe rând, fiecare copil din clasă va juca rolul celebrului detectiv Sherlock Holmes. Pentru a fi un adevărat detectiv, privește cu atenție în jurul tău. Ascultă pe cel care vorbește. Reține detaliile prezentate. Sunteți pregătiți să vă descoperiți colegii pornind de la însușirile lor fizice? Pentru a participa la joc este important să ne putem prezenta pe baza trăsăturilor sau însușirilor noastre fizice. Ne putem pregăti prezentarea folosind mâna și degetele noastre, unde fiecare deget te va ajuta să ții minte o însușire. Putem oferi detalii despre forma și culoarea feței, forma sau culoarea ochilor, forma gurii sau a nasului, despre greutate sau înălțime. Acum, fiecare se gândește și stabilește cele cinci trăsături, pe baza cărora se va descrie. Sunteți pregătiți? Este momentul să facem un antrenament. Ridicați mâna pe măsură ce observați trăsături fizice care vi se potrivesc. Ridică mâna dacă ai ochi albaștri. Ridică mâna dacă ai ochi căprui. Ridică-te în picioare dacă ai ochi verzi. Ridică-te în picioare dacă ai ochi negri. Să continuăm antrenamentul. Ridică mâna dacă ai pielea albă, roz sau nuanțe de bej. Ridică mâna dacă ai pielea mai bronzată, măslinie. Bravo! Acordă atenție modului în care se prezintă colegii. să exersăm folosind și alte însușiri fizice. Ridică mâna dacă părul tău e blond sau șaten deschis. Ridică-te în picioare dacă ai părul brunet sau negru. Învârtete te dacă părul tău este scurt. După antrenament, sunteți pregătiți pentru un joc în echipă. În funcție de câți copii sunteți în clasă, organizați-vă în grupuri egale numeric. În fiecare grup ar putea să fie câte șase copii, un număr egal de fete cu cel de băieți. Jocul se va desfășura în același timp în fiecare dintre grupurile mici. Iată și regulile jocului. Primul copil din grup este legat la ochi. El va fi detectivul. Nu uita ce te face un bun detectiv. Privește. Ascultă. Reține. Detectivul atinge un coleg sau o colegă. Copilul atins se va descrie pe baza celor cinci trăsături fizice la care s-a gândit deja. Dacă detectivul a ghicit numele persoanei descrise, va alege un alt coleg. Pentru continuarea jocului. Dacă nu a ghicit, va mai încerca o dată. Astăzi ați exersat denumirea și descrierea trăsăturilor fizice. În felul acesta, v-ați lărgit vocabularul și v-ați cunoscut mai bine colegii. Vreți să vă jucați și voi acest joc? Doamna învățătoare va explica din nou regulile ca să vă puteți juca în grup.